Inspectoratul Școlar Județean organizează Olimpiada Sportului Școlar la Volei, competiție la care vor participa două echipe din Câmpul Lung, de la școlile gimnaziale Sfântul Iacob și Nanu Muscel. Competiția se va desfășura vineri de la ora 17 în sala de sport a școlii gimnaziale Nanu Muscel. Echipa câștigătoare ne va reprezenta la faza județeană de la Pitești. La meci vor fi prezenți și antrenorii secției de volei ai clubului sportiv Muscel, care vor urmări îndeaproape evoluția elevelor. Astfel, profesorii Adrian Mihăilă și Raluca Nedelcu vor încerca să ajute sportivele care se vor evidenția să facă pasul către marea performanță.